Să se simplifice funcția logică f de x, y, z, folosind diagramele Carnot, dată prin tabelul de adevări prezentat mai jos. Prima dată vom calcula f cât d a funcției, adică f de x, y, z este egal cu m0 plus m1 plus m4 plus m5. M0, M1, M4 și M5 sunt termenii pozitivi luați din tabele. Adică x negat, y negat, z negat plus x negat, y negat, z plus x, y negat, z negat plus x, y negat, z. În continuare, vom desena diagrama Carnot pentru a simplifica funcția. În continuare, vom adăuga în diagramă 1 locurile în care funcția este pozitivă. Va fi pozitivă când x, y și z sunt 0. X este 0, Y este 0 și Z este 1. Când X este 1, Y este 0 și Z este 0. Și când X este 1, Y este 0 și Z este 1. Acum vom încerca să grupăm termenii care sunt câte 2, 4 sau 8. În cazul nostru, putem grupa câte 4 aceștia. Iar acum trebuie să vedem care este termenul care nu diferă. X poate să fie ori 0 ori 1, deci nu este unul, deci X diferă. Y poate să fie 0 sau 0, deci este un termen care este mereu la fel, iar Z este 0 sau 1. Deci răspunsul simplificării funcției este Y.